Domnule, Oprea este o întreagă discuție, o întreagă dezbatere zilele acestea pe renunțarea la cota unică sau impozit progresiv. PNL am văzut, nu este de acord, a ieșit premierul astăzi, premierul Nicolae Ciucă și a anunțat că nu este de acord cu impozitarea progresivă, care este o temă adusă în discuție de Partidul Social Democrat, de domnul Marcel Ciolacu. Domn Ciolacu spunea astăzi că s-a săturat, îl citez acum pe domnul Ciolacu, să fie chemat PSD la guvernare și să devină pompierul de serviciu. Cum stau lucrurile, domnule Oprea? Lucrurile ar trebui să stea ca într-o normalitate, ca într-un firesc, cel puțin așa cum îl definim noi cei de la PSD, adică printr-un dialog transparent și printr-o înștiințare a tuturor actorilor interesați despre faptul că ai de gând să discuți despre ceva, despre un subiect. Știți, de foarte multe ori ne-am obișnuit ca lucrurile să fie făcute pe sumasă și impuse apoi. Din punctul nostru de vedere, nu aceasta este normalitatea și normalitatea pe acest subiect este să anunțăm că se constituie un grup de lucru la nivelul partidelor de coaliție și că vom discuta acest subiect pentru că este un termen care permite acest lucru. Adică știm foarte bine că nicio modificare legislativă a codului fiscal nu se poate face mai devreme de 6 luni și atunci, dacă există o intenție de optimizare pentru anul viitor, ar trebui să discutăm acum ca să poată să treacă cele 6 luni de zile. Poate da, poate nu. Dar sunt tot atâtea critici și atâtea poziții ale analiștilor financiare, ale analiștilor economici, ale instituțiilor Banca Națională, alte instituții internaționale, care arată că totuși este o precaritate a bugetului României din perspectiva veniturilor colectate. Și că poate ar trebui făcut ceva mai mult de atât, în sensul corectării, în sensul creșterii colectării, în sensul digitalizării sistemelor. Sunt foarte multe lucruri care trebuie luate în discuții și de ce nu, vorbim de foarte multă vreme, de faptul că impozitarea muncii este mult prea mare în România. Și poate că sunt subiecte pe care trebuie să le discutăm în societate și trebuie să le discutăm într-un mod corect. Aceasta este etapa în care ne aflăm. De aici și până la încercat să crești știre din ceva ce nu există, e o mare diferență. Ce vreau să spun? Am citit ieri o știre dintr-un analist economic care este foarte prezent pe ecrane în ultima perioadă, care spune așa, și citesc din domnia sa, nu-i dau numele. Nu știu cu cât crește, cu cât ar putea să crească cotele de impozitare, nu știu cui se adresează, dar știu un lucru, milioane de români vor fi afectați. Păi nu vi se pare că este o fractură logică în acest discurs? Deci nu știm nimic despre acest subiect. Nu am pus pe masă anumite analize pentru că nu s-au discutat în acest moment sub nicio formă în interiorul coaliției. De-abia de acum încep, de luni vor începe discuțiile, dar știm sigur că vor fi afectate milioane de români. Dar poate că vor fi afectați în sensul bun, în sensul în care vor avea parte de deduceri mai mari pentru anumite chestiuni. Știți foarte bine că ne dorim să sprijinim familiile cu mai mulți copii. Ca să dau un exemplu. De ce să nu putem da aceste deduceri? Adică pot fi lucruri făcute astfel încât, printr-o reașezare echitabilă, cu mai multă justiție socială, să putem să avem un lucru pe care ne-l dorim cu toții, adică bani suficienți pentru dezvoltarea comunităților locale, pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru sprijinirea educației, pentru sprijinirea sănătății. Sunt toate acele servicii sociale de care România au nevoie și pe care le așteaptă ca și implicarea unui guvern care să fie eficient. Despre aceste lucruri vorbim. Înțelegem, domnule Oprea, că există deja un grup de lucru care discută tot felul de propuneri de modificare a codului fiscal. Partidul Social Democrat nu face parte din acest grup? Nu, acest grup în interiorul coaliției este înființat și, așa cum a spus și președintele Marcel Ciolacu și premierul Ciucă, are un termen de 2 săptămâni pentru a lucra și a veni cu anumite concluzii pe care să le prezinte coaliției de guvernare, iar apoi începe dialogul la nivelul societății cu cei interesați, adică cu mediul de afaceri și deopotrivă cu reprezentanții sindicatelor, a organizațiilor neguvernamentale. Cine face parte din grupul ăsta atunci?
Deocamdată este la nivelul celor trei partide reprezentate coaliției, adică reprezentanții UDMR, reprezentanții PNL și reprezentanții PSD.